Hello, hello, dragii mei. Ioi, mi-a mai revenit îți mai bine, așa că ce înseamnă la mine că mă simt ca o plăcintă? Ioi, mă simt umflată, mă simt prăjită de la atâta soare, mă simt obosită, mă simt, nu știu cum mă simt, mă simt cea mai nașpa femeie din lume. Asta cred că vine de la oboseală. Vă dați seama, mai avem momente când simțim că clacăm, dar odată ea mă fac nealcu și mă, oi, odată revin eu în fire. Că nu suport să mă văd așa în așparlie. Și nu suport să mă văd eu că nu zâmbesc și că zbeteagă. Da, eu ce să vă zic, dragii mei, îți bine. Vă mulțumesc oricum de mesaje și de îngrijorările voastre. Îți bine. Mai am, v-am zis, mai este perioada când mai pici, dar odată îmi revin, că eu așa-s făcută. Nu e așa, baby? Da, da. Tu cum te simți? Eu am un copil aici. Îmi văd ce bengheu ai, uite ce tu la tine. Vai, n-o vedeți exact așa m-a suțit ea. Fix ca o plăcintă, mă, balonată, un... Deci, vă zic, cea mai nașpa femeie. Cea mai urâtă, cea mai grasă, cea mai imposibilă femeie, așa mă simt eu câteodată și nu mă suport, nu mă suport, nu știu ce. Vai. Eu vreau că acum ce simți? Au bă, să-i ca o clăcită. Nu mai ești ca o plăcintă. Nu mă mai simt a plăcintă cu varză murată. Azi mă simt a clăcită cu dulceață. Bine, tu frumos. Fix am unt o seară, am parcat aproape de Madrid. Vai, credeți-mă că numai n-am putut dormi toată noaptea. Știind că nu e o zonă tare sigură acolo. Mă, e n-am ghisat. Numai cu din ăia, știți? Ăia care intră în camioane. Am visat că ne-o sărit aici în față la parbriz. Eu am zis că pornesc. Că-l calc. Titi nu porni. Deci am avut, credeți-mă, un coșmar. M-am trezit. O fost vreo 3 dimineața. Bine, că nu m-am culcat numai pe la vreo 12. Dar pe la vreo 3 dimineața m-am trezit atâta de spărietă. Am stat așa în fund, m-am uitat. Zic, bă, ori e adevărat, ori nu e adevărat. Am tras perdeaua, m-am uitat că în vis. Am văzut cum desfăceau prelata, dar erau mulți, mă. Vai, ce m-am chemut, n-am fost bună de nimic. Mă uit la titișorul meu, dorne, aia de rupe, n-ave treabă. Na, și uit așa, e normal că cu gânduri, cu tot felul, s-adună, cred că. Bine, nu că ar fi prima oră când visez eu așa în coșmaruri din astea, credeți-mă. Nu e prima oră. Aia, că tot dor cu gândul, știți? Că vezi la cât e să tot întâmplă așa pe parcări. Stai seama că nu ai tu somnul ăla dulce-dulce. Eu somnul dulce, l-am, eu recunosc. Risc amendă, dar l-am în mărți, frate. Eu recunosc. Prefer să mă culc și de mă oprea și îmi da amendă, nu-i problemă. Dăm amendă, nu mă lasă să fac eu somnul în mărți. Că acimi liniștit, că așa e în nopțile pe parcare când le prinzi și ăsta, vezi tu că tănul ăsta și nu numai noaptea și ziua, mă, că dacă îți te facă, te facă, ești nu-i... Nu, așa, păi te gândești tot timpul la... să nu pățăști tu orice, nu? Ne mai încuiem cu cingile, mai... ce să faci, nu? Vai. E, copic și bere, bacă, sucă. Garantat vă întrebați că unde e Titi? Eu stau așa bine relaxată. Titi, aici am fost să încărcăm și el e plecat după acție. Și atunci m-am gândit ca să vă mai spun una alta despre cât un of, două, tri. Da, ce să facem? Și știți la ce mă tă gândesc eu? Și știu că nu-i bine. Am eu cântă, vă, că mor așa șoferii. Ba, din motive de sănătate, că au făcut infarct. Ba, că au avut accident. Ba, că o fone atent cu distanță, cu geste. Vă dați seama că așa este, sunt capul nostru, știți? Tot timpul să stai atent, concentrat la drum, să-ți fie capul acolo. Am că mai doinesc eu cât e una, două, astea nu-i stres, că astea mi sunt sânge, știți? Da, tot te gândești așa. Și apoi mă gândesc și eu, vai, să nu pteu și eu așa, să mă apuce ceva de inimă. Dar nu cred. Cred că asta bănuiesc în timp, în ani de zile, că nu-i că gata, conduci de 4-5 ani, gata, ai perit. Nu cred. Sper să mă apere tot ca continuare, că eu tot timpul mă rog.
Tot timpul mă rog și Doamne, tătucă, sunt ei cu noi pe drumuri. Că mă chem câteodată, mă chem pentru că știți cum conduc aici din afară. Eu nu știu, mă, am zis, lume s-o strica de cap, mă, nu mai ai siguranța aia, mă, nu mai ești atenți. Să-mi bat piciorul dacă nu. Nu știu, nu știu, nu știu, dar ceva le strică neuronii. Apoi stați, am upă timpul ăsta de călduri, de vară. Vă dați seama cât e 40-45 de grade afară. N-au gândit să vă asfaltul cât are. Vă dați seama, apoi explozia. Hai că eu când văd tăte apile mă trec. Tăte apile. Că nu știi veci, mă, nu știi veci. Sau ia, Doamne fer, depășești și faci un explozie în timp ce tu depășești. Doamne fer, câte filme fac tot timpul. Da, eu recunosc, eu când văd că altul depășe, eu mai bine îi lăs să margă decât să-mi fac orice înaintea mea sau lateralul meu. Vă dați seama, mă, eu să nu lăs, eu să țiu cu el tot la 90 și cel la poc să facă explozie. Mă dă și pe mie ea dura, mă dă. Așa că eu mai bine îi lăs. Din partea mea aveți un da. Băi, să știți, dragii mei, când o vedeți pe zi, asta ne lasă, că eu vă lăs. Eu vă lăs, că mă chem. Mă chem din cauza că e înfierbântat asfaltul și nu știu veci. Niciodată, că problema e... nu dau eu lecții, dar să știi că de faci pe remor, că nu e atâta bai, dar bai pe cap. Că ăsta am nimie, că ăsta e conducătorul, capul. Da, merem înainte. Și apoi, nu mai să-ți iau ca o plăcintă câteodată când îmi fac atâtea idei în cap. Dar tot mai bine când trag o piesă, așa e? Că așa, uite, tăte, eu recunosc. Acolo e lea cum iau, acolo mă aflu eu alinarea mea. Da, mă, pot să văd că mă sunt ca o clătită din aia. O, mai bine clătită de cap, cum am zis mai devreme, așa e? În postare. Mai bine clătită decât plăcintă. Și am ultima să vă mai zic. Iar revin la plăcinta mea, cum am simțit eu. Cum mai are lumea foarte multă din toate părțile, merg în concedii și mașini multe și conduc aceapile, tu trebuie să stai de 10 ori mai atent și cred că asta mă obosă psihic, nu numai pe mine, pe voi și pe voi, că fără să vrei, te obosă, mă, deja, pe mă. Da, da, sunt ok, dragii mei. Eu vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru îngrijorările voastre. Și mulțumesc pentru mesajele voastre drăguțe și pentru încurajările voastre. Oricum, zia nu se lasă așa ușor, mai am eu așa câte o supărare din asta, când, nu știu ce, știți, când ai momente de zvie să-ți bați piciorul în tăt. E normal că se adună, se acumulează oboseală, stres, nervi, bla, 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 bla. Dar după ce stăm un pic așa și ne hodinim și judecăm, gata, îmi revin. Mi-am revenit. Bine, dragii mei, v-am țucat dulce și apăsate așa. V-am țucat. O să revin cu o piesă, o să fac una în italiană, pentru că îmi place foarte mult și o să o refac. Am mai făcut aia cu Marina, dar o să vedeți cum o refac, am mult mai v-am țucat.